Îl ascultăm acum pe președintele Israelului, Reuven Rivlin, care susține un discurs la invitația președinților celor două camere, Anca Dragu și Ludovic Orban. Domnule președinte al Adunării Naționale, domnule prim-ministru, prim-ministru Chițu, stimați prezenți, doamnelor și domnilor, Aharon avea 6 ani, când vântul rele s-a abătut asupra regatului României. Anul 1938, povestea el, a fost un an rău. Zvonuri umblau pe peste tot și era clar, suntem captivi. Așa a zis Aaron. Tata a încercat degeaba să obțină viză în America. Nimic nu mergea cum trebuie. Oameni care până ieri, alaltăieri, erau de-ai casei, părtași de încredere la afaceri, în care avea încredere, prieteni din copilărie. S-au schimbat la față, s-au înstrăinat, ori au devenit dușmani. Asta e ce a povestit Aaron. Când a izbucnit războiul, guvernul României s-a alăturat Germaniei naziste și statelor Axei. A inițiat o acțiune de epurare etnică. Mama lui Aaron a fost asasinată pe stradă, aproape de casa părinților ei. Micul Aaron a fost trimis cu taică-su în ghetoul Cernăuți și după aia în lagăr de muncă. A fost singur în anii războiului, nomad în pădure, până a găsit adăpost în casa unei femei care l-a adăpostit. La 14 ani.